Convinsă de doamna Ecaterina, Denisa a avut un blind date cu Paul. Bună! Bună! Ce faci? Bine, tu? Mă bucur că poți să te cunosc astăzi. Și eu la fel. De unde ești? Sunt din Iași. Tu? Eu din Constanța. Astăzi m-am întâlnit cu o fată de 23 de ani din Iași. Pe care o cheamă? Cristina. Corina. Ceva cu C. Am uitat chiar, nu știu, eram... Ai fi dispusă într-o relație să te muți în alt oraș? Da, de ce nu? Ce vârstă ai? Am 23, tu? 29. E ok, îmi plac băieții mai mari. Ai fost maritată? Nu. Eu am fost însurat, te-ar deranja dacă ai fi cu cineva însurat? Nu mă deranjează asta, cred că ai experiență atunci. I-am spus că am fost căsătorit, mi s-a părut că a reacționat foarte bine, ba chiar mai bine decât mă așteptam. Mă bucur că nu a deranjat-o. Am avut până acum 3 relații, toate au fost lungi. Ce așteptări ai? Păi, în primul rând, îmi doresc să ne înțelegem. În afară de a vă înțelege, ce așteptări mai ai? Că ar trebui să ai și altele. Da, trebuie să avem multe în comun. Chiar mie îmi place să mă plimb foarte mult. Trebuie să fie muncitoare, să muncim amândoi, să ne facem un plan comun. Am încercat să văd ce nu i-a plăcut la partenera lui, ce nu i-a plăcut partenerei lui la el, ca să îmi dau seama cam care au fost problemele. Chiar am fost în câteva țări și... Ce ai vizitat? Am fost în Portugalia, în Italia. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut în Italia. În fiecare an mi-am propus să văd măcar o țară, să plec măcar într-un concediu. Dacă nu se poate de două ori, măcar o dată. Și mie îmi place să călătoresc. Ne-am înțelege aici. Da. Acum să vedem cum facem să... Aș vrea să plec și în America, dar este puțin cam greu cu viza. Da, așa e. Da. Tu ce ai făcut în Anglia? Cu ce te-ai ocupat? Eu am fost model de video chat pe parcursul facultății. Să facă ce vrea, adică nu m-ar deranja. Fiecare cu meseria lui. Dacă îi place să fac asta, nu am nicio problemă. Mi-am strâns bani pentru scopurile mele, m-am lăsat, mi-am pus niște bani deoparte să trăiesc după. Când i-am spus că am făcut video chat, mi s-a părut că reacția lui a fost normală. Acum am caut și eu ceva să fac din pasiune, să-mi placă. Nu m-ar împiedica deloc să am o relație cu ea, nu m-ar deranja ce face și cred că trecutul nu ar conta. Contează doar prezentul și viitorul. Ți-a plăcut în Anglia? Sincer, nu, că eu sunt un genul de om care îi place căldura, îi place soarele, îi plac plajele. Și ți-ar plăcea să trăiești în România sau să te muți în altă țară? Da, cel mai mult, adică mi se pare foarte frumos orașul și n-aș mai vrea să plec. Aș pleca cu cineva doar dacă ar sta undeva la munte, atât. Dacă nu, mi-aș dori ca persoana pe care o voi găsi să vină ea să locuiască în Constanța. N-ar zice nimeni nu la mare, cred. Ce anotimp preferi? Culmea, vara. Îmi place căldura. Tu? Primăvara. Vara parcă este prea cald. Îmi place vara când sunt acasă și în Constanța, dar dacă n-aș ieși la plajă sau așa și aș fi în alt oraș, să fie așa cald, nu știu ce mi-ar place. Merge și primăvara, merge și vara. Iarna, na, e de stat în casă, uitat la filme. Încerca să găsească tot timpul un subiect de discuție, ceea ce este de apreciat, fiindcă am avut și unele momente în care am avut pauză, nu știam ce să spun, dar m-a salvat el. Dar parcă am simțit puține emoții. Dacă, să spunem așa, că am avea un job, amândoi de 8 ore, nu prea pot să stau în casă, maxim 2 zile. Îmi place să mă plimb, chiar dacă am bani, chiar dacă n-am, nu pot să stau în casă. Îmi place și să ies și să stau în casă, sincer. Depinde de starea pe care o am. Într-adevăr, iarna sunt puțin mai pe pauză, cumva, că e frig, nu prea mă descurc cu frigul, dar vara îmi place și mie să ies foarte mult și să mă plimb, să călătoresc. Și sper să-ți găsești aici pe cineva? Ești încrezător că să-ți găsești? Eu asta vreau, de asta am și venit. Mai ales că am fost și însurat și, sincer, cât am fost însurat, a fost chiar foarte ok. Mi-a plăcut să fiu însurat, mi-a plăcut să am o familie, sunt familist. Nu mi-e absolut deloc teamă că s-ar întoarce la fosta. Ai și copii? Nu. N-ați făcut în aia 5 ani? Nu. Nu v-ați gândit niciunul sau ați considerat că e prea devreme? Sincer, m-am gândit. Vroiam să facem anul acesta sau anul următor, dar... Și acum ai vrea să-i faci? Da. Chiar mi-aș dori să am un copil. Sau doi.
sau 3. Cred că 2 e ok ca să aibă, da. Să aibă companie. Nu mi-a stârnit interesul să fiu doar pe el. Vreau să-mi țină opțiunile deschise. Mi se pare un băiat foarte ok. Tu crezi că îți vei găsi jumătate aici? Nu știu să spun asta. Nu m-am gândit că sigur o să-mi găsesc sau sigur nu o să-mi găsesc. Am venit să văd ce se întâmplă. Am venit să văd cu ce este aici, cu ce experiență, cu ce trăiri ies. Și orice s-ar întâmpla, cred că este un plus pentru mine. Nu știu dacă i-am stârnit interesul, vom vedea. Știi să gătești? Știu, da. Tu? Eu la asta am o problemă. Gătesc destul de des, dar nu fac multe feluri. Adică fac paste, ciorbă și cam atât. Paste și ciorbă nu prea fac, le fac pe celelalte așa că ne completăm. Cred că ne potrivim la unele lucruri, avem ceva în comun, avem și unele chestii diferite, dar consider că într-o relație e plictisitor să fii la fel cu celălalt. Trebuie să ai și unele mici diferențe. Bine, o zi bună, mă bucur că te-am cunoscut. Și eu la fel. Îmi doresc să ne întâlnim față în față, chiar îmi doresc să o văd, să o cunosc mult mai bine. Dacă aș avea acum de ales să merg la o întâlnire, mi-ar plăcea să aleg alt concurent, deoarece vreau să-i cunosc pe toți, dar nu m-ar deranja nici să ies tot cu el. Paul, cum te-ai simțit? Sincer, am fost foarte emoționat. De ce? A fost prima oară când am intrat, am fost filmat. Chiar nu știam nici ce să mai zic la un moment dat. Sper că l-ai ajutat, Denisa. N-am putut nici eu, că și eu aveam emoții din cauza camerelor. Mi-au plăcut câteva lucruri. Ce anume? Hai să vedem. Că îi place să călătorească. M-am gândit că arată foarte bine, pentru că mi-a spus că a făcut sală. Da, dar nu e o garanție. Sunt mulți oameni care fac sală și că... Știu că dacă aș ieși cu ea, nu m-aș plictisi, pentru că și ea joacă tenis. Am putea să jucăm împreună. Aveți un punct comun, puteți să mergeți la tenis. Da. Și când ți-a spus treaba asta cu videochatul, pentru că a spus-o și în blind date, ai avut așa... Am încercat să sar peste partea asta. De ce? Adică nu ai avut nicio curiozitate, dar de ce? Nu, pentru că chiar nu m-a interesat. De ce? Nu, chiar nu m-a interesat trecutul nimănui. Și nu vreau să știu neapărat de ce sau... Asta a fost... Chiar pentru mine contează doar viitorul și prezent. E foarte relaxat. Așa, în gândire, nu? Uh-huh. Cum ți-l imaginai pe Paul? Nu mi-am făcut nicio imagine fizică despre el. Ți-a plăcut? Mi-a plăcut, dar am avut... vibe-ul, ceva. Mi-a plăcut, dar am avut impresia la un moment dat că s-ar putea să nu fie de acord cu ceea ce am făcut. Deoarece la un moment dat a spus că vreau o fată muncitoare și unii oameni spun despre femeile care merg la videochat că vezi, Doamne, ție nu-ți place să muncești, alegi calea ușoară. Da, dar unii oameni spun altceva. Ești asta este, o muncă, nu este știu. Este muncă, credeți-mă, este o muncă. Te cred. Nu știu. Te lupți cu părerile oamenilor, te lupți cu... Prejudecata, am primit. Exact. Da? Pentru că, Denisa, toată lumea, probabil urmărind materialul despre tine, povestea ta, sau nu toată lumea, mulți tind să se întrebe, ok, da, este singura modalitate prin care putea să aibă un trai decent? Pentru că tu așa ai argumentat, mi-am dorit un trai decent. Nu era singura modalitate, puteam să, nu știu, să fac o facultate, să aștept câțiva ani, să ajung, eu știu, la o mărire de salariu și așa mai departe, dar am vrut rapid, am vrut ca... calea cea mai simplă. Exact, și nu mi-a stat în cale opinia nimănui. Dacă am avut oportunitatea, am vrut să profit de ea și asta am făcut. Da, nu regreți chestia asta, că mulți ori să te judece. Dacă aș lua-o de la capăt, aș lua fix aceeași decizie, nu mi-a părut rău deloc, mi se pare că m-a dezvoltat ca om. Am scăpat eu însă de prejudecăți, fiindcă în momentul în care m-am apucat, m-am judecat pe mine însă mi-a atât de aspru, că n-o face toată România până la urmă. Deci era rușine, da, de alegerea asta. Mi-era, dar am dat de oameni care mă întrebau, Denisa, dar faci rău cuiva? Nu, dar e ilegal? Nu, dar e greșit. Păi de ce e greșit? Păi așa zice lumea. Și tu asculti ce zice lumea? Și dând de mai mulți oameni care gândeau așa, mi-am dat seama că stai puțin, chiar ai dreptate. Bun, acum, corect, din punctul de vedere nu e greșit, dar pentru că se uită foarte multe fete tinere la noi, nu aș vrea nici să transmitem mesajul că, mamă, ce tare e, adică hai să alegem toate calea asta cea mai ușoară. În niciun caz, eu cred. Pentru că s-ar putea mai târziu
să ai de suferit de pe urma acestui lucru. Nu știu, poate copiii tăi, oamenii sunt trei, oamenii judecă. Doamne ferește să aduc pe lume un copil care să stea și să arate cu degetul față de alți oameni și să asculte părerile lor. Dacă nu îți place ceea ce face un om, îți iei tu alegerea ta, faci ceea ce te face pe tine fericit și gata, nu mai stai să te uiți la celălalt, să te uiți în curtea lui, să vezi ce face, să-l judeci, să-ți pierzi ție timp prețios. Dar uite, mama ce a spus despre treaba asta? Că presupun că ții mult la părerea mamei, tu ești un copil crescut de mama, mama înțeleg că a muncit foarte mult, mamă singură. Mi-a spus la fel, ceea ce te face pe tine fericită este foarte ok. Dar ești sigură că nu o să te mai întorci în zona aia? Nu știu dacă o să mă mai întorc. Dacă mă întorc, bine. Dacă nu, nu, e alegerea mea. Ce ziceți, băieți? Valentin. Eu sunt de acord cu ea. Eu nu sunt de acord. Este o fată drăguță, a fost foarte sinceră și directă, dar eu am alte gânduri, adică pentru mine nu ar fi o variantă. Nu este asta o problemă, sunt atâția băieți. Exact. Sunt și până și George și-a schimbat părerea. Hai să vedem.